Bună seara, sunt Natalia Cheptenea. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Tamara Panaite din Chișinău se plânge că nu mai recunoaște bărbatul alături de care a trăit timp de 13 ani. În ultima perioadă, concubinul ei a devenit supărăcios și agresiv, spune ea. Noroc, mă voată și sfată și numai, Doamne ferește, și iese din gura lui și nidzi și vă spun ce zice, să trătic părând vorbul capră și nidzi și el în ea. Tamara mărturisește că relația lor a ajuns să atârne de un fir de ață. Acum e că noi trăim, unul doarme acolo și unul aici. Eu nu pot să mă calc pe inimă ca să mă culc cu el ca femeie. De cealaltă parte, Alexei are brațele amputate și recunoaște că Tamara îi este de mare ajutor. Mâncare, ies, tete, ies, unde știu. Femeia crede că dezbinarea lor a fost pusă la cale de către rudele concubinului. Frații lui Alexei nu pot accepta nici după 13 ani de concubinaj alegerea pe care a făcut-o Alexei. M-a dat-o vrei frațul și m-a dat afară din casă. A fost bătut aici în casă de fratele lui. Cel mai mic de vreo 3 ori m-a bătut. Femeia spune că rudele bărbatului au ajuns să o acuze de furt, violență și falsificări de acte. Totul pentru că ar fi vrut să pună mâna pe cei 50 de metri pătrați de locuința bărbatului. Tot timpul spune că eu vreau apartamentul. Eu spun singur, da, nu se rușinează. Pentru a-și demonstra intențiile curate și sentimentele sincere față de concubinul ei, Tamara a acceptat testarea la poligraf. Mi-am rușine că vecinii îți permit să mă numească în tot felul, că au foarte mare invidie, că eu trăiesc cu Alexei. Dacă mi se demonstrează că eu nu sunt vinovată, eu doresc de acum. Astăzi veți auzi istoria de dragoste a celor doi concubini, dar și motivele pentru care ar fi ajuns să se urască. La ce este gata să meargă Tamara pentru a salva relația cu Alexei? Ce spun vecinii cuplului despre femeie? Și ce răspunsuri va oferi detectorul de minciuni la întrebările puse Tamarei? Oare au dreptate gurile rele? Aflați în această ediție. Tamara Panaite a venit astăzi la noi în platou să-și spună povestea. Haideți să o încurajăm! Știm că relația dumneavoastră cu Alexei, așa se numește concubinul dumneavoastră, este gata să ia sfârșit. Ce s-a întâmplat? De ce? A fost foarte bine de la început. Când ne-am cunoscut noi amândoi în 2009, n-am tras atenția că îi fără ambele mâini. A fost din prima vedere, pot să spun așa, chiar dragoste plăcută. Dragoste de la prima vedere? Da. Din partea lui sau din partea dumneavoastră? Din partea la ambii. Haideți să vedem un subiect despre relația voastră. Atenție la ecran. Tamara Panainte are 60 de ani. Ea povestește că l-a cunoscut pe Alexei în anul 2009. Atunci Tamara tocmai se stabilise la Chișinău. Fiul femeii a rămas să locuiască cu tatăl lor în satul de Baștină. Am trăit cu fost soț 8 ani de zile. Ne-am divorțat din partea la gelozie. Alexei Bătrâncea are 55 de ani și este veteran al războiului din Afganistan. În 1987, după 2 ani petrecuți acolo, el s-a întors viu și nevătămat acasă la Călăraș. Bărbatul povestește că atunci a cunoscut o tânără de care s-a îndrăgostit. La un an de relație, Alexei a avut un accident grav la locul de muncă, în urma căruia el a rămas fără ambele brațe. 35 de kilovolți, 35 de mii de bani. Ea era grav însărcinată. I-am trebuit, când am făcut nuntă, ea avea 8-a lună. Cu proteză am fost. Cu prima lui soție, Alexei a trăit 10 ani. Într-o zi, femeia a plecat în Belgia, luând cu ea și pe cei doi fii ai lor și nu s-a mai întors, povestește Alexei. Rămas de unul singur, bărbatul spune că deseori primea la gazdă oameni nevoiași. În schimb, aceștia îl ajutau prin gospodărie. Tamara povestește că prima vizită în casa lui Alexei a lăsat-o fără de grai. Apartamentul s-a transformat într-un adăpost pentru zeci de oameni ai străzii, își amintește ea. La dâns când am intrat în casă, ne-am... Nu vă pot să vă redau și era. Că dacă v-am spus aici era cuibușorul atât, și care nu era lenia și aia vine eu și mâncașul beau și zic eu. La bucătărie avea o masă cu un picior rupt. Era număr de ei, dar apă. Alexei, la rândul lui, recunoaște că apariția Tamarei în casa lui i-a schimbat viața radical. De atunci, curățenia și mâncarea caldă nu i-a lipsit niciodată.
Alexei povestește că a vrut chiar să o ia de nevastă pe Tamara, doar că femeia îl părăsea periodic pentru un alt bărbat. În România avea prieteni acolo, așa, avea soții și asta tot ieși în sneg, că ea de grabă se disparte, eu am smăc la român. Și la Anglia, eu prind și eu trimis acasă și eu am făcut deport. Tamara însă afirmă că nunta cu Alexei așa și nu s-a făcut din alte motive. De vină ar fi rudele bărbatului. Doamna Tamara, și totuși, cine vrea să vă despartă? În afară de nimeni, frații lui. Câți frați are Alexei? Doi frați și o soră. Și toți au făcut complot împotriva dumneavoastră? De la început, cel mai mare a fost pentru mine. Poate că și aici mai mic, nu prea am observat eu, dar după câteva de zile s-au descoperit. Ce motive ar avea ei? Motivele sunt foarte mari. Are doi frați care amândoi trăiesc bine, au firmele lor, cum spunem noi acum, s-au aranjat foarte bine. Pe mine nu mă interesează bogăția lor, nici la unul, nici la altul. Așa. Pe mine mă interesează de ce vor de la el. Ceva tot timpul. Mai ales știți de când vor. Exact asta și vă întrebam. Ce motiv ar avea ei să vă despartă pe voi doi? Iată ce e, că el avea curatelă. Curatelă înseamnă asta când el trebuie să aibă grijă de Alexei. Așa. Serghei. Eu nu l-am văzut niciodată. Cu toate că el nu mai fost asistent personal în 2019. Nu l-am văzut. Deci așa s-a început, în 2019. Dar observam eu că este ceva la mijloc, dar nu mă gândeam că până la atâta chiar fratele tău să vrea să-ți iei și zile și apartamentul și banii și tot și tu străiești în voia soartei. Ce bani? Alexei are bani? Da, el primește o pensie de la poștă, primește acolo ca afganez, ca de transport. Când m-am luat el, avea 900 de lei la poștă și unii s-au primit trauma la accidentul la muncă, primea 1700. Acum au ajuns la 5000 și eu nu văd 5 bani. Și nici Alexei nu vede cei 5 bani. Dumneavoastră, credeți că ei nu cred că așa vor este. Doar banii și nu pe Alexei? Dar apartamentul în care locuiți, credeți că și pe el îl vor? Da. Dar el cui aparține acest apartament? Apartamentul îi aparține lui Alexei. El a pierdut mâinile pentru apartamentul ăsta. Mă rog, atunci i-a spălat fosta soție pașaportul și când s-a dus să facă actele pe apartament, știți cum era atunci, era familie mai strânsă. Alexei, ori după tine să facem, ori după ea, ai tot una. Și-a făcut după ea apartamentul. Dar în ziua de azi, la momente, sunt trei proprietari pe apartamentul lui. Eu am scris atâtea cereri. Cine sunt proprietari? Cine? E Alexei și fratele lui Serghei și un băiat de-al lui Alexei. Unul dintre copiii, da, lui unul Alexei. Dintre copii. Dar este adevărat că rudele lui Alexei au încercat chiar să vă alunge din acest apartament? Frații. Au făcut complot împotriva dumneavoastră, da. Și vor să vă scoată, da? Frații au vrut scos să de vă... multe ori. Chiar v-au scos? Da. Dar sub ce pretext, ca să înțeleg? Și bătut am fost de mai mic. Și nu numai o dată. Dar sub ce pretext v-au scos din casă? Nici eu nu am înțeles că în prima dată am început să mă dai afară din casă, eu țin minte că eram la Săbor la biserică și, mă rog, eu știu că Alexei mai cinstea și poate că s-a întâmplat ceva aici acasă și vin acasă. Când a venit acasă, ies haine și du-te. Am primit un șoc și am rămas uimit, cum să mă duc, nu mă duc. V-a spus fratele ăsta lui mai mare, am observat eu așa, ținea la mine, adică vedea el faptul ăsta că eu am grijă de el, că eu... Dar atunci tocmai el v-a spus asta. Da, atunci eu am spus că nu ies până când nu vine Anatol. Cum poți să vă interzic, de exemplu, să vă căsătoriți? Spune ușa stării civile, ușa bisericii. Ce fac, frații? Dumneavoastră sunteți liberi, independenți, trăiți aparte. Ați luat soțul frumos, v-ați dus, v-ați înregistrat căsătorie. Sau nu dorește soțul? Care e? Știți, mi-am place ce întrebare mi-a spus dumneavoastră. Dar nu e chiar așa de ușor. Când te lupți cu niște oameni care îmblă la mijloc cu cele necurate,
E foarte greu. Dar nu trebuie să vă uitați la nimeni și să nu vă temeți de nimeni. Dacă nu ne uităm iubire, de nimeni, dar... Iubirea învinge tot, înțelegeți? Nu vă uitați la nimeni, absolut. Eu știu de asta. Că iubirea învinge. Eu aș vrea să mă adresez către frații domnului Alexei. Doamna Zinaida, da, a venit în casă, are grijă, o spală. Voi luați banii, voi luați tot din gura la acești oameni și faceți voi fratelui dumneavoastră. Este un păcat foarte mare ceea ce faceți. Trebuie să cumpărați încă două apartamente pentru această doamnă. Și spuneți, bă, dar proste, că ai grijă de fratele nostru. Că așa nu se poate trăi. Dacă ar fi așa, dar știți dumneavoastră cum sunt eu învinuită în casa aceea când intră. Eu îl fur, eu îl bat, eu numai nu știu ce nu i-au spus. Mai ales de bani și de mâncare, asta e Doamne ferește. Știți de ce nu le placeți lor? Fiindcă nu tăceți. Știu de asta. Sunteți revoluționari așa. Știu. Fiindcă un om comod, o femeie comodă, toate-ți le place. Știu. Când ești, când taci, cum înțeleg, răbzi și înghiți. Dar dumneavoastră... Eu le-am spus în față lucrul ăsta. Și în primul rând, știți, soțul dumneavoastră se vede că e neajutorat, că el nu se poate apăra de unul singur. El este presat psihologic. El se vede. Și asta, în primul rând, din cauza că și-a pierdut mâinile, dar și au avut o lovitură foarte mare luptând acolo, psihologic mă refer. Dar dumneavoastră ați fost aceea care i-ați luat apărare și ați început a vorbi în numele lui și în numele vostru. Și de asta nu sunteți comodă. Și încă multe piedici o să aveți. Știu. Atâta timp cât o să vorbiți. Dar știu că sunteți puternic și o să reușiți. O să merg înainte. Da, așa, eu văd asta. M-ați făcut curioasă ceva. În toată istoria aceasta care noi până acum am ascultat, am auzit-o, mi-e foarte curios. Mi-ați spus că a fost o dragoste la prima vedere, că a fost reciprocă această dragoste. Și în același timp, când l-am auzit pe Alexei, el a spus că dumneavoastră îi spuneați că aveți, adică i-ați făcut, chiar i-ați spus direct că aveți o persoană pe care o iubiți și aveți de gând să faceți o familie acolo. Și mă gândesc, iată, cam nu se leagă. Eu recunosc. Asta când s-a început, de-am cu toate astea, cu frații, cu toate astea, că eu vreau să mă decid. Ori rămân aici, ori fac altceva. Că eu chiar și azi l-am întrebat. Domnul cealaltă de acum o decedat, românul, și acum i-am spus, eu am spus de două ori și am vorbit acum și zic că la noi tot așa se margă înainte că... Nu, știți de ce? Eu am înțeles. Noi cred că toți am înțeles. Altceva, uite, chiar și acum dumneavoastră spuneți că eu mă gândeam să mă decid ori acolo sau aici că s-au început conflictele. Păi dacă este dragoste și este un sentiment, mai poate apărea întrebarea ori acolo sau acolo? Dar știți, atunci când m-au dat așa pe neprins de veste și nu m-au dat mai multe ori, eu îmi puneam și eu întrebarea, că am și eu dreptul la viață, să trăiesc normal, dar vă spun sincer, chiar dacă avem cineva, dar eu îl întreb de multe ori, întreabă pe asta. Nu mă întreba pe mine. Asta vă întrebam și eu. Pe inima întreabă, da. Dar pe mine nu. E inima de ca parte. Inima, dumneavoastră. Și ce ai decis inima dumneavoastră? La el mă trage. Dragă, el de umăr, că el mâini n-are. El e frumos și el duceți-vă la gazdă, plătiți 100 de euro. Asta m-am gândit. Bă, lucrați, dumneata, arăți bine, Marilyn Monroe ești, de la Călăraș, mamă. Aveți bani acolo pentru mâncare și vă trebuie vouă. N-ați, vreți liniște și pașii. Liniște și pașii ne trebuiește. În această seară vă spunem povestea Tamarei Panaite, de 60 de ani, din Chișinău. Femeia se plânge că în orice moment ar putea ajunge în stradă. După mai bine de 13 ani de relație, concubinul ei, Alexei, nu mai vrea să împartă aceeași locuință cu ea. Asta chiar dacă el ar avea mereu nevoie de ajutorul ei. Bărbatul trăiește fără ambele brațe, amputate după un accident grav de muncă. Chiar dacă Tamara mereu a avut grijă de Alexei, ea se plânge că rudele lui niciodată nu au acceptat-o și de-a lungul anilor au încercat prin diferite metode să-i despartă, acuzând-o chiar de furt și violență. În curând vom auzi cum îi răspund aceștia Tamarei, dar acum să-l auzim pe Alexei. Ce crede el despre motivele destrămării relației cu Tamara și dacă mai vrea să o salveze? Alexei, vă așteptăm în platou. Bună ziua! Mulțumim! Bine ați venit, domnule Alexei! Mulțumim! Am auzit anterior că în ultima perioadă nu vă mai înțelegeți cu doamna Tamara. Și vreau să ne spuneți, dacă vreți, în ce relație sunteți acum? Cum în ce relație? În relație... Cum o vedeți dumneavoastră?
Vă credeți soț și soție, concubini sau altceva? Da, cum ne credem, dacă femeia dimineața se duce la proceduri, se duce la vine de la amiază, au făcut acolo mâncare dimineață, ne-au lăsat, eu am mâncat singur, unii de amiază au mâncat și ei mâncăm de la amiază, amândoi. Fărmă iar trebuie să ducă, că e vin de la piază, se duce după ora 3, iar la 4 se duce de acasă. Și iar vin în țara la 10 și facem, cum spune, cina și la culcare, fiecare pe divanul lui. Deci voi practic doar locuiți împreună? Da. Voi nu mai sunteți un cuplu? Nu. De mult? Avem aia. Dar ați fost odată un cuplu? A fost, oleac. Oleac sau... Dumnezeu, când au fost cu mine, e mai avea și în alt parte. Numai că prietenul și ala ei, care el era căsătorit. Trebuie să divorțez, o divorțat. În România. Și ei o sna în fiecare săptămână, în fiecare zi mai. N-au vorbit, eu n-avem contra nimic. E vreo echipul lui ca smărit cu dân. Acum el a chicat în autocatastrofă și a decedat. Așa? Și eu pur și simplu eu n-am avut nevoie, că niciodată nu m-am gândit. Voi 13 ani ați stat împreună, domnule Alexei. A fost vreme când a trăit și câte 8 luni și câte un an a fost și câte 4 luni. Așa, dumneavoastră v-ați considerat vreodată un cuplu cu dumneai? Nu chiar. A, nu chiar? Da, nu. Dar le-ați spus colegilor mei că la un moment dat chiar ați vrut să vă căsătoriți? De căsătorit niciodată n-am avut de gând. Nu? Ea dumneai vrea acum, în timpul de față, să mă înscriu, să mă cunun. Trăiești așa și n-ai unde trăi, numai decât înscrisă trebuie. Eu am fost odată înscris. Și cu un alt, mi-ajungi. Să te întreb, cum am fost de la început între noi? Cum? Cum e și azi așa au fost și te tot așa dormim unul pe un pat și unul pe un pat? Ei, când și cum? Sau au fost bine? Când, chiar și binișor au fost. Când în cechea te strofolie... Dar ce acum nu mai dormim pe un nimeni. Pat și un pe un pat și un pe un pat? Dar, dar în casă nu doarme, nu pe un pat. Noaptea e începe cearta, noaptea, la 10 și 11, când vecinii vor sculge. Și am probleme și cu vecinii, îmi bat în perete. Bă, și se aude la voi la ora asta. Dar ce faceți? Răcneală și fac. Dar de ce? Dar ce întreabă? Se ceartă și cu vecinii? Da, cum? Întreabă-ți vecinii. De sus până jos, n-are niciun vecin care nu s-o ceartă. Domnule Alexei, mai devreme Tamara ni s-a plâns că, de fapt, rudele voastre, frații, ar fi da, de vină. Da, ia uite, asta numai că și că ei vor să vă despartă. Numai minciune, aia sunt minciuni. Fratele și-a mai mitel, a fost, el mi-a ajutat, mi-a făcut reparația. Pe jos mi-a pus plitca, doamna Tamara pe zicea că niciodată nici nu l-a văzut la dumneavoastră în casă să vă cine ajute. Cine nu l-a văzut? E? Cât nu a fost e vreo două luni zile, atunci am făcut reparația. Am schimbat și ferestre, și steclopachet, și balconul, și... Și frații v-au ajutat. Tot e schimbat de mine. Dar spuneți-mi, vă rog, e adevărat că frații dumneavoastră au vrut să o alunge pe Tamara din casă? E aici, o intrat odată și ca să o alunge. E că nu a început la dâns și niște vorbi și ea trimite încolo și dincolo. De atât o apucată și o lungat-o afară. Dar nu, cum spune e, cu bătut. Și nu te-o bătut. O trebuie să, dacă te bătea, aveți duc scoate pe boiurile, să arăt ceva. Să dar unde te-o bătut? Până la pe boiuri unde te-o bătut? Și nu te-o bătut? Încă o spus că a vrut să o iznaseluiască. Fratele îi mai mintea. E așa o spus. Când eu ți-am spus? Ai spus la procuratură. La procuratură am scris așa da, ceva? Da, cu ei spus. Și la miliță cererile mele sunt scrise. La miliță ai spus. Doamna Tamara, spuneți-mi, vă rog, dar frații lui domnul Alexei, ei de ce vă acuză, de fapt? Ce bănuiesc ei? Ce nu le place? De ce mă acuz? Mă acuz că mă folosesc de banii lui. Da. Care eu nici nu-i văd.
Da. Mă acuză cât timp l-am furat. Că am furat încălțămintea, că am furat îmbrăcămintea, că am furat ce e, că am dus la copiii mei, că am dat la copiii mei, tot timpul. Cine a zis? Cel mai mare. Le-a spus colegilor mei că inclusiv ei vă bănuiesc că ați vrea să puneți mâna pe apartamentul lui Alexei. Și asta nu... Domnule Alexei, dumneavoastră... Știți de aceste bănuieli ale fraților? Eu frații nu bănuiesc de așa ceva, că n-aia nici n-are chip, că la mine apartamentul e privatizat, că noi la privatizare am participat soția și copiii și eu. Deci dumneavoastră nu bănuiți pe doamna Tamara de intenții meschine? Eu și s-o bănuiesc și poate ies fac. Dar atunci caz, dacă nu sunteți un cuplu... Aici apartamentul e a meu și a copiilor. Noi dar atunci suntem. De ce o lăsați să trăiască cu dumneavoastră? Nu e vreo să trăiască, las să trăiesc. Eu nu țin cu deasola. Intenționat vreau să trăiesc eu la... Dar eu țin cu deasola. Oricum. Nu cine te ține pe tine doamna cu deasola? Tamara, dar am înțeles că dumneavoastră ați investit bani în acest apartament. Ei, unii au investit. Da, eu am fost inițiatoarea. Și investit. Care am început unii. Să fac reparația în apartamentul care eu am și fost reparații care am făcut-o așa. Din banii mei, teți-o făcut. Haideți, dacă tot vorbim atâta de acest apartament, haideți să vedem, să-l vedem odată și odată. Doamna Tamara ne-a făcut o prezentare și ne-a povestit ce investiții ar fi fost făcute de dumneai ei. Atenție, Vecă. Ia-ți vedem. Bucătăria. Asta tot care este. 4300. Am făcut-o la comandă. Standard, gazul l-am luat în credit, am dat 1800. Cus credit pe frate. Podul s-a făcut. Baghetele le-am cumpărat. Cam câți bani total dumneavoastră ați investit în apartamentul ăsta? Cam multișor. Undeva vreo 20.000. N-am strâns niciun cec. De ce e aia că îmi trebuie și detectorul de minciuni? E normal, au cumpărat bucătăria, dar păi așa e l-am dat în scosul. Dar plita de gaz la mine era tare bună. Părinții mi-au dat-o de la... Păi totuși a investit. Ea mie, plita o luat-o pe și ea și o cumpărat-o pe ea. Dar păi pentru ce o cumpărat-o e o investiție, eu... domnule Alexei, nu puteți să păi ne dați. Păi o investit. Tamar, eu bani, dar i-am dat. Prietenul vrea să România. Caută, duci, caută altul, te rog frumos. Și cauți tu aici. Și nu vezi că nipoftitul scaunul n-are. Te urăsc tăți pe trei oameni scris apartamentul și da. Netalie ești așa frumoasă. Măi, Alexei, tătune, iartă-mă, te rog, mă, ta ești afganez. Eu mă închin în fața soldaților care au venit fără mâini și picioare. Dumneata ești accidentată la lucru. Da. Și cauți netale, tată. Ai nevoie de ajutor. Dacă n-ai, vse, birișinele de dămoi. Și faci netale atâta. Dar eu nu fac nimic. Dar nu spate știți, așa, băi. Nici așa nu spate. Eu nu fac nimic. Eu cu deasola nu țin pe nimic. Dacă dumneavoastră nu vrea să plece. Domnule Alexei, am înțeles că v-ați plâns că Tamara ar fi fost violentă cu dumneavoastră? V-a agresat? Dar cum? O sărite la mine cu... Cu băiatul, cu... Eu trebuie să mă apăr cu picioarele, cu mâne, știu, și tot mă bălit. Colegii mei au reușit să vorbească cu câțiva vecini de dumneavoastră. La mine haideți de... să vedem ce spun ei, atenție. E foarte rău. Ia că și pot să vă spun eu. Ei e o răutate. În loc de om. E o femeie gălăjoasă să bate cu dânsul, să bate ușă. Poliția vine, o fugărește. De dânsul noi n-avem ce spune. Mm-hmm. El e un om normal, dar e s-a apucat și-a bătut-o pe femeie și cu pumnii în spate i-a dat și așa ea plânge săraca și-a zis că nu mai vine să ne spele coridorul. Femeia asta care o spălă, o zis că mă duc la poliție, dar eu a zis că dacă eu nici de poliție nu mă chem. Doamne ferește, asta e bolnav, nici nu vreau să mă leg cu dânsa, că e bolnav psihic. E trebuie să te duci la lecuire, dar nu, că da. Aici curești toată lumea, aici e dezastru ce se face cu dânsa. Cu dânsa e imposibil să vorbești. Soluția și mai bună ar fi să ducă ei de uște, deci că n-are niciun drept să te aici. Asta are tare da, mare pică. Asta care face curățenie, ce e izghitul? Că are tare mare pic, vă spun de ce. Că eu spus la Alexei, Alexei, când ai să vrei să vinzi apartamentul, eu sunt prima cumpărătoare la apartamentul tău.
Eu v-am spus că el pe mine mă folosește și vreau să mă care folosească. Care mă folosește? Mi-a strămărit un scop. Care ar fi supărarea aceea care îl macină totuși pe Alexei? Nu că a fost o greșeală, să mă corectez. Ce înseamnă să vă corectez? În viață. Și nașim și vașim, nu merge varianta asta. Doriți să-i luați în totalitate apartamentul lui Alexei? Tamara Panaite din Chișinău se plânge că nu mai recunoaște bărbatul alături de care a trăit timp de 13 ani. În ultima perioadă, concubinul ei a devenit supărăcios și agresiv, spune ea. Cum a fost de la început între noi? Cum? Cum e și azi, așa au fost și tot așa dormim unul pe un pat, unul pe un pat? Ei, când și cum. De cealaltă parte, Alexei are brațele amputate și recunoaște că Tamara îi este de mare ajutor. Făcut acolo mâncare, dimineața mi-a lăsat și iar vin în seara la 10. Când au fost cu mine, e mai avea și în altă parte. Ai nevoie de ajutor, dacă n-ai, vse, bine și nele de demoi. Trăiești așa și n-ai un trăi, numai cât înscrisă trebuie. Și totuși, cine vrea să vă despartă? În afară de nimeni frații lui. La ce este gata să meargă Tamara pentru a salva relația cu Alexei? Ce spun vecinii cuplului despre femeie? Și ce răspunsuri va oferi detectorul de minciuni la întrebările puse Tamarei? Oare au dreptate gurile rele? Aflați în această ediție. Vă reamintesc că în această seară discutăm despre Tamara Panaite, de 60 de ani, din Chișinău. Timp de 13 ani de concubinaj, femeia a avut grijă de Alexei, care în urma unui accident de muncă a rămas fără ambele mâini. Acum însă Tamara se plânge că Alexei nu o mai vrea alături și asta crede ea din cauza rudelor lui, care îl pun să se despartă de ea. Dar acum, în platoul nostru, va intra psihologa Tatiana Agrici, care le-a făcut celor doi concubini certați o consiliere. Să auzim ce recomandări are experta pentru eroii noștri. Tatiana, te așteptăm. Tatiana, bună seara, bine ai venit pe Banca Eroilor. Da, bună seara. Spune-ne, te rog, ce probleme are acest cuplu? În urma discuției cu acest cuplu interesant, deoarece într-adevăr sunt eroi adevărați pentru mine, ce aș comunica eu? Lipsa de comunicație este unica problema lor în urma discuției. Inițial, într-adevăr, a fost dragoste. Eu cred că și acum este dragoste. Pur și simplu oamenii... Din ambele părți? Da, din ambele pentru părți. Pentru că Tatiana declară că îl iubește pe Alexei, Alexei... Că toți bărbații uneori nu prea dau emoțiilor vocificare, hai să zic. Ei sunt cei care nu discută temele pe care dor acum la moment. Acum, deja în urma discuției cu Tamara, într-adevăr, aș spune eu că merg și părțile astea financiare, care într-adevăr ea a lucrat, ea a făcut, ea a construit o familie, dar cel mai principal deja s-a discutat. Dumneavoastră, într-adevăr, trebuie să stați toți la masă, toți absolut, voi doi și ceilalți frați, ca să trageți așa o linie și să mergeți înainte. Pentru că viața merge și dumneavoastră, cum acum sunteți, chiar nu mai poate merge așa. Dar trebuie să vorbiți. Tatiana, dar vroiam să știu despre Alexei. Eu știu că tu ai discutat cu fiecare dintre ei în parte. Alexei, cum ți s-a părut? Ce... Alexei este un bărbat adevărat care nu spune că el iubește. Într-adevăr, el prea mare atenție atrage acelor lucruri pe care le face Tamara, adică el cumva le micșorează, nu dă valoare justă acestor lucruri și în discuție el a spus că poți să pleci, mă discut fără tine, dar într-adevăr am observat că nu prea merge lucrul fără tine. De aceea emoțiile astea pe care el le are, el le trăiește, adică el are o supărare pe care îl macină și iarăși vorbim că trebuie să discutați la capitolul ăsta. Și atunci când ei o să vorbească și el o să spună tot ce are și ea respectiv o să spună tot ce o doare, acest cuplu poate trăi. La moment, el într-adevăr nu are viață. Mulțumim, Tatiana! Da, da.
Da. Care ar fi supărarea? Ce e care îl macină totuși pe Alexei? Alexei? Nu vă supărați, dar cred că am să spun gelozia. Acum bine, nu este nimic rușinos, e mai mult decât atât. E atât de frumos să fii atașat de un om, să-i fii recunoscător pentru tot ce face pentru tine și chiar și pentru faptul că stă alături. Da, domnule Alexei, eu sper doar, doamna Tamara, domnule Alexei, că în ceea ce privește cuplul dumneavoastră să trageți cu urechea la ce v-a zis experta noastră și poate chiar să îi cereți mai multe întâlniri după această emisiune dacă simțiți nevoia. Tatiana, îți mulțumesc. Dar acum, doamna Tamara, colegii mei au discutat cu unul dintre frații lui Alexei și l-au întrebat pe el. De ce nu vă acceptă în viața fratelui său? Cum credeți? Cine a răspuns? Acolo, mă, nu pot să-mi dau seama de ce. Păi, de atâta timp luptați cu ei, nu știți ce putea să ne răspundă? Cred că nu le plac. Eu știu, v-am spus că am scos astea la iveală, că cealaltă vrea apartament, că cealaltă vrea... sau că suntem ca să iau apartamentul. Haideți să vedem ce ne-a povestit fratele mai mare al lui Alexei despre relația voastră. Atenție! El are pensie de la serviciu acolo, în jurul de vreo 5.000 și ceva acum. Și acum mă sună contabila și mă duc și îi primesc. I-am făcut dinți acolo, în jurul de vreo 40.000 de lei numai dinți. Restul bani sunt la mine, adică eu când îi trebuie, când o să-i trebuiască, nu și are o problemă. Dacă mă spune că vrea... cu un ochi de prost și iar trebuie să mergem la medic dacă operați ceva acolo. Adică sunt niște bani care eu îi țin în comanda lui. El a mai avut un automobil și automobilul cealaltă ea tot ea l-a luat, l-a dat cu piciorul ei și, și așa și nu l-a mai obișnuiește și ea pe el, dar nici el nu-i cadou, adică mai servește. Pentru ea e bine că ea tot nu are unde sta și așa. Ea e de la țară și aici stă. E tot timpul spune că eu vreau apartamentul. Eu spune singură, da, nu se rușinează. Eu vreau apartamentul să rămâi mie. Ia că eu trăiesc cu dânsul și vreau să rămâi mie. Noi, ție nu poate să rămâi chiar are copii. Cât el e în viață și tu vrei să stai cu el, nicio problemă, stai cu el. Că eu vreau apartament, eu apartament nu vreau. Banii. V-am spus când am ajuns că el primește mai mult, eu nu-i văd deloc. Trăiește din contul meu. Eu îl hrănesc pe ea. Acum, da, de când s-au început doamne. Chestiile astea, acum, an, o lună, două, vine o leac mai des și adus dar asistența socială când aduce de producte. Și nu mănânc tot producte. Spuneți, adevărat cuplu, eu îmi cer scuze, dar este un adevărat cuplu în care este lipsă de comunicație și fiecare are pretenții față unul de altul. Eu văd asta. Nu știu dacă voi vedeți altcumva. Da, adică clar că partea materială ea persistă, pentru că cumva trăiți împreună. Dar mie îmi pare că aici chiar nu merge vorba de dragoste. Unul are interes material și spera ceva la apartamentul acesta. Alexei, îmi pare rău să-ți spun, dar îți spun, poate nu e atât de diplomat, dar ai nevoie de ea ca să te ajute. Da. Și eu îmi dau seama că asta e foarte greu. Eu știu ce asta înseamnă. Nu. În careva, eu știți, o înțeleg, Tatian, pe Tamara, îmi cer scuze. Tamara, eu vă înțeleg din punct de vedere că dumneavoastră îngrijiți de el, indiferent cu care interesul dumneavoastră îl urmăriți. N-am aceasta interes. E un lucru... Eu, cum dacă n-ai interes dacă nu ai? Nu interes, înseamnă că slavă și cinste dumneavoastră, fiindcă e o muncă enormă să îngrijești de cineva. Are interes că e... Să-l spiezi, să-l hrănești, să-i faci mâncare. Pui și tot îi trebuie bani, îi trebuie bani, vin de la piață în fiecare zi, în fiecare zi. Dumneavoastră trebuie să fiți și mâinile lui, ambele mâini trebuie să le înlocuieți. Și de asta eu zic că e foarte greu. Dar ce vă spun sincer, ce am simțit eu, dumneavoastră urmăriți un scop, iar Alexei are nevoie de ajutorul cuiva. Adică urmărește alt scop. Alt scop. N-am urmărit. Când am dat fratele lui, vrei ceva. Ei, nu era acum, interes inițial. Vreau. N-am avut prostii. Interes. Noi când ne-am cunoscut am spus așa. Tu cu casa ta, eu cu casa mea. Da, înainte de a vă cunoaște cu domnul Alexei, ați lucrat undeva așa mai mult timp, oficial? Angajat ați fost? Angajată? Nicăieri niciodată n-ați lucrat. În afară de asistent personal pe el. Nu. Și la piață, la piață. Înainte așa să lucrați, zi de zi să mergeți, să faceți un ban, să... Oficial n-am fost.
Dar zi de zi la lucru mă duc în fiecare zi. Dar unde lucrați? Unde munciți? La piață. La piață sau reclame. Dacă nu sunt la piață, dau reclame. Dacă nu sunt la piață, sunt cu flori. Deci încercați să supraviețuiți. Încercați să faceți ceva în fiecare zi, să munciți, să câștigați un bănuț. Și asta numai după masă. Degeapă spune el că la 3... Păi după masă, duci după masă, că oamenii lucrează. Eu am ieșit 2-3 ore acolo și atât. Și vreau să vă întreb, să faceți o comparație așa. Care muncă v-ar părea mai ușoară, mai accesibilă pentru dumneavoastră? Să îngrijiți mai departe de domnul Alexei sau să ieșiți din casa aceea pentru cum totdeauna să vă angajați undeva, să închiriați? Și vă, ce o să vă pară mai ușor în viața asta pentru cum dumneavoastră? Cum o să hotărască dumnealui? Nu, dar dumneavoastră hotărâți. Corect, dumneavoastră pentru mine? Pentru dumneavoastră ca femeie, ca demnitate. Haideți o să-i punem și această întrebare la final și doamnei Tamara, pentru că urmează să anunțăm rezultatele testului la detectorul de minciuni și poate atunci mai multe lucruri vor ieși la iveală. Iar eroii noștri vor trebui să răspundă mai sincer. Iar acum să vedem cum s-a petrecut testarea. Atenție! Ați fost agresată fizic de mai multe ori de către Sergiu Bătrâncea? L-ați mințit de bani pe Alexei Bătrâncea pentru a vă satisface interesele personale sau copiilor dumneavoastră? Sunteți vinovată că Alexei Bătrâncea și-a fracturat bazinul? Ați investit bani personali în apartamentul lui Alexei Bătrâncea? Așa cum întreb de fiecare dată eroii din acest platou, am să vă întreb și pe dumneavoastră. Ați fost sinceră în cadrul acestui test? Și ați răspuns sincer la toate întrebările? Da. N-ați încercat să trișați, să ascundeți ceva? Parcă nu, dar dacă este ceva greșit, ca să mă corectez, ce poate să fie greșit? Să merg pe drum, că... Adică cum? Vă lăsați acum așa o portiță deschisă? Dacă zicem că ați spus un neadevăr, să ziceți că a fost o greșeală. Nu că a fost o greșeală, să mă corectez. Ce înseamnă să vă corectați? În viață. Am 7 întrebări pe listă, cele pe care ne interesau pe noi, pentru că v-au fost adresate mult mai mult. Și prima întrebare sună în felul următor. Ați fost agresată fizic de fratele concubinului dumneavoastră? Da. Ați răspuns da în cadrul testului? Da. Și așa cum arată testul, dumneavoastră credeți că este un adevăr? Da. Domnule Alexei, uitați-vă că testul demonstrează și el că fratele dumneavoastră a agresat-o pe doamna Tamara. Așa... cu o apucată de asta, eu știu. Dar de asta cum... de ce a apucat-o? Că l-a numit în fiel și fiel. Și asta îi permite unui bărbat să ridice mâna la o femeie? Ei, pur și simplu, nu a o... Ce a făcut? Chiede, al face din cap și până... Dar el ce a făcut? Nu a apucat-o numai de șubă și o... O scos-o afară. Așa. A doua întrebare. Doamna Tamara, a sunat în felul următor. L-ați mințit vreodată de bani pe Alexei? Nu. Iar testul la detectorul de minciuni arată că aici ați spus un neadevăr. Nu, neadevăr? Da. Da, domnule Alexei? Da. Da, a fost? A fost. Ați prins-o de mână? Nu de mână, dar eu știu unde am pus și el ne-a luat. În afară de și e singur că eu mi-a spus că el ne-a luat. Domnul Alexei, dar momentul în care sunteți un cuplu, trăiți împreună într-un același apartament, aveți practică, nu știu, totuși, că, dacă totuși nu chemați poliția, ca poliția să o evacueze cumva din apartamentul predat dumneavoastră, înseamnă că acceptați să stați împreună, deci cumva, și ați fost într-un cuplu. Poate că este și normal ca și cumva și resursele astea financiare să fie comune. Da.
Ne oprim aici pentru că mai am pe listă încă niște întrebări. Și următoarea sună în felul următor. Doamna Tamara, ați investit bani personali în apartamentul lui Alexei? Da. Și acesta, așa cum arată testul, este un adevăr. Considerați că aveți dreptul la o parte din apartamentul lui Alexei? Da, am răspuns. Și acesta este un adevăr. Și ultima întrebare, și probabil cea mai importantă, atât pentru Alexei, cât și pentru frații lui și pentru asistența socială, probabil. Doriți să-i luați în totalitate apartamentul lui Alexei? Nu. Ați răspuns nu. Nu. Iar așa cum arată testul, acesta este un neadevăr. Un neadevăr? N-am avut niciodată. Acestea sunt rezultatele testului la detectorul de minciuni. De tot? De tot. Iau apartamentul de tot? Da. Niciodată n-am avut intenția că să iau tot apartamentul. Absolut. Dar detectorul de minciuni nu minte. Tu singur ai spus, dar dacă cumva se întâmplă ceva cu mine, să rămâiți. Nu au dreptul, eu știu că au dreptul, în primul rând, copiii, pe urmă frații. Dar tu vrei să rămâiți. Eu vreau numai dacă îmi se convine. Un metru, bine. Nu îmi se convine niciun metru, nu îmi se convine niciun metru. Dumneavoastră, ați vrea ca ea să vă elibereze viața și apartamentul? A, să vedem. Eu v-am spus că el pe mine mă folosit și vreau să mă folosească. Care mă folosit? Chiar azi poți pleci, că n-am nevoie. Domnul Alexei. Dacă rămâne așa. Alexei, iartă-mă, te rog. Dumneata, neavând mâini, ai picioare. Dumneata trebuie să stai în genunchi în fața acestei doamne care te rabdă așa cum ești dumneata. Dumneata, ești foarte neputincios. Dar dumneata, ești și nașem și vașem. Nu merge varianta asta. Dumneata o spune, o spune, du-te de aici, dumneata, să vedem. Și să vezi, netare. Ha? Ia-mi frații, ia veniți un coace. Cine are grijă de mine? Ia veniți un coace, stăți cu mine, zilnic, zi și noapte. Mă spălați, mă călcați, dați cu lingura să mănânc. Să-mi spuneți povești la gura sobii. Eu azi vă spun altceva. Da, dumneata, eu nu înțeleg și vrei, neata. Eu azi vă spun altceva. Dumnezeu zici că dacă vine cineva în locul ei, ea îți vine și să o trânzească cap de un părere. Da, dumneata, nu știm că... Nu știm cineva. Doamna Tamara, spuneți-vă rog, acum după ce s-a făcut deja și detectorul, tot am aflat, dumneavoastră spuneți, în continuare vreți să rămâneți lângă Alexei sau deja v-ați răzgândit? Eu vreau să rămân lângă el, v-am spus că nu pot să interzic. Nu, nu puteți să interziceți ce? Sufletul lui. Sufletul lui. Da. Asta da. Am vrut să aud de la dumneavoastră. Sufletul, acum, știți nu pot să interzic. Că da. Eu de multe ori zic lui, întreabă. Da. Că noi ne supărăm la vedere așa. Eu aici ai dat suflet, concluzia. Nu pot să... E situația când, da, poate și ați avut vreun gând, poate că fiecare știți, v-ați gândit și dumneavoastră. Dar acum, dacă dumneavoastră rămâneți pe aceeași poziție, cum ați fost la începutul emisiunii și susțineți că țineți la Alexei și Alexei vă permite și dorește să fie și el în continuare cu dumneavoastră, atunci rămâneți și pe lângă faptul că eu nu văd în Alexei o persoană neputincioasă. Sincer, eu văd în el un bărbat ca Pabil și nu înseamnă nimic că nu ai mâini. El are cap, el are picioare, el e inteligent, el știe să-și scoată concluzii, să facă niște alegeri corecte. Și aici îi aparține deja, dumneavoastră, dacă vă doriți să rămâneți lângă el și Alexei își dorește același lucru, rămâneți atunci împreună, nicio problemă. Și o să fie totul bine la dumneavoastră. Dar în situație când dumneavoastră nu sunteți sinceră, atunci luați-vă valiza și mai bine eliberați locul. Eu sunt sinceră. Dacă sunt sinceră și mă stăru să fiu. Știți foarte bine că frații și cumnatele pe cine aveți acolo n-a să vină și a să vă îngrijească așa cum o face doamna Tamara. Știți foarte bine că sunteți și riscați să vă duceți chiar și la casa de îngrijire a bătrânilor. Asta e tot posibil. Dar știu, vreau să vă întreb, e ca așa, ca să punem, de exemplu, un pace pentru tot. Sunteți gata
așa, din sufletul dumneavoastră, să scrieți apartamentul pe doamna Tamara. Scrieți. Pentru mulțumire, ca mulțumire pentru care grijă și v-a îngrijit toată viața. Eu așa vreau să vă întreb, sunteți gata să faceți acest gest măreț? Bărbați fac gesturi măreți pentru femei. Care bărbații sunt în stare, au mâini, au picioare. Nu, dar sunteți așa gata să faceți asta? Nu sunt gata nici de cum, că am copii. Așa, bine. Eu cu dânsa n-am copii. Am cu altcineva copii. Copiii mi-au trimis bani. Care am cumpărat automobilul și care l-am dat. Și doamna Tamara, o concluzie generală. Eu care am tras-o, foarte multe femei se vând. Nu se vând ca să duc să facă bani prin alte chestii, dar se vând sufletește, pur sufletește demnitatea pentru condițiile materiale. Și asta e foarte dureros, ceea ce văd. Și uită de demnitate, de valori, de femei, ca principiul omenesc, așa, uman. Ca femei se uită pe ele și se vând ca să aibă mașină, să aibă o casă, să aibă condiții. Este dureros să aud. Asta eu vă spun concluzia mea. Eu nu am spus că dumneavoastră așa faceți. Mașină mi-am cumpărat. Eu nu am spus că dumneavoastră faceți, dar este concluzia mea și doare. Gândiți-vă la acest aspect. Și dacă este, să merită să vă pierdeți tinerețea. Și dacă se merită să vă pierdeți viața, pentru ce dumneavoastră scrieți istoria vieții dumneavoastră. Gata. Da. Mulțumim, Maria. Eu văd acum două persoane cumva nefericite. Nefericirea asta este certă astăzi, doar că eu n-aș vedea că nu este posibilitate ca totuși să deveniți fericiți. Și sunt de acord, iată că cumva voi nu comunicați. Și nu identificați cert care este problema care vă face nefericiți. Că sunt rudele. Că este asistența socială, că este poate caracterul dumneavoastră, doamnă Tatiana, un pic mai, nu știu, așa, mai explosiv, mai... Și faptul că dumneavoastră aveți o supărare, că ați îngrijit de Alexei, perioada asta destul de îndelungată, poate cu întreruperi, dar da, cumva v-ați pierdut, iată, tinereța, v-ați pierdut nu știu ce, și aveți supărare respectivă. Asta iarăși dăunează relațiilor noastre. Ce am vrut să vă mai zic? Noastră, luați-vă grijă de tot. Nu aveți și nici nu veți avea niciun drept și nicio soluție pentru viitor ca să pretindeți cumva măcar la un metru din acest apartament. Uh-huh. Unica ce puteți noastră spera, pentru că cumva concubinajul, da, este recunoscut în Republica Moldova ca conviețuire, doar că dacă în caz în care plecați, o să plecați, o să vă despărțiți și aveți niște cecuri clare că ați investit în acest apartament, o să puteți pretinde să vă se înapoieze jumătate sau toată investiția care ați făcut-o, atât doar. Așa că dacă aveți scopul ăsta să stați lângă el, nu aveți nicio șansă să realizați acest scop. Dacă totuși cumva, pentru mine este foarte straniu, cum poate să existe o dragoste, totuși când dumneavoastră sunteți nefericiți ambii unul lângă altul. Aici încheiem, liniște și pace vă doresc, să aveți cu cei dragi mei oameni.